stimați reprezentanți ai mass media, vă salut aici în clădirea Guvernului în această conferință de presă dedicată lansării programului Satul European Express. Astfel, cum a anunțat președinta Sandu și cum a fost aprobat în ședința Guvernului din 26, am lansat un nou program de dezvoltare locală destinat îmbunătățirii infrastructurii tehnico-edilitare, dar și a celei sociale în localitățile Republicii Moldova, astfel încât în fiecare din satele noastre să construim împreună și să aducem condițiile europene. Cu ceva timp în urmă s-a finalizat ședința Consiliului Național de Dezvoltare, de dezvoltare Regională și Locală, în cadrul căreia am aprobat manualul în virtutea căruia se vor identifica acele elemente definitorii privind lansarea apelului pentru programul Satul European Express. Anume, ghidul de aplicare ce l-am aprobat constituie o instrucțiune ce aprobă etapele desfășurării acestui concurs, condiții de legibilitate pentru beneficiari, graficul derulării concursului și, foarte important, actele necesare a fi anexate la dosar de către participanții la concurs. Vreau să remarc că procedura este foarte simplificată, se limitează doar la depunerea unei note conceptuale, graficul lucrărilor fiind și al concursului fiind următorul. Ne propunem startul sau demararea acestui concurs începând cu data de 2 mai, timp de 15 zile de la 2 mai, primarii tuturor localităților din Republica Moldova sunt invitați la Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală să depună notele de concept al căror formular este anexat la manualul operațional și la ghidul aprobat în cadrul ședinței Consiliului de astăzi. Acest ghid va fi publicat atât pe site-ul Ministerului, cât și pe pagina Oficiului Național Dezvoltare Regională și Locală, dar și a tuturor agențiilor de dezvoltare regională. După finisarea termenului de 15 zile, în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, va fi constituită o comisie din reprezentanții tuturor ministerelor implicate în evaluarea dosarelor pe cele două obiective, dar și evident a reprezentanților diferitor entități care ne vor acorda expertiză în acest scop. Vom avea un termen de 30 de zile ca să evaluăm notele conceptuale depuse de către potențialii beneficiari acestui nou program, unde, conform unui barem de până în 100 de puncte, vom evalua justificarea, oportunitatea, costul și vor fi eligibile acele primării care respectă criteriile de eligibilitate. Referindu-mă la aceste criterii, vreau să remarc că unul dintre acestea este deținerea în proprietate a bunului imobil ce urmează a fi reabilitat, reconstruit și nemijlocit respectarea plafonului de până în 450.000 de lei dedicat acordării din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru implementarea acestui proiect. Vreau să remarc că pe parcursul celor 30 de zile, atât echipa Ministerului cât și colegii mei de la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală vom desfășura o amplă campanie de informare și de comunicare a beneficiilor, a condițiilor de eligibilitate, dar și nemijlocit a graficului derulării acestui nou concurs. Ulterior, primăriile care vor respecta criteriile de eligibilitate și vor avea baremul și punctajul de apreciere înalt vor fi informate și li se vor aloca un termen de alte 15 zile calendaristice pentru completarea dosarului. La dosar se vor anexa devizul de cheltuieli care justifică valoarea solicitată din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, dar nemijlocit și actele permisive și actele tehnice conexe lucrărilor pentru care se solicită alocarea resurselor financiare. Cele două domenii pentru care se vor solicita resurse financiare sau care sunt eligibile în cadrul noului program sunt îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, mă refer aici la instalarea iluminatului public, cel de-al doilea domeniu de intervenție se limitează la construcția și renovarea infrastructurii sociale cu următoarele măsuri:
reabilitarea și construcția instituțiilor publice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acestor clădiri, nemijlocit dotarea cu echipamente necesare unei bune funcționare a școlilor, a grădinițelor, a creșelor, a centrelor culturale, etc. O altă măsură și nu cea de urmă rezidă în construcția și renovarea diferitor terenuri sportive, dar și a monumentelor istorice. De asemenea, vreau să remarc că toate resursele financiare vor fi alocate din bugetul de stat prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, deci contribuția autorităților publice locale de nivelul 1 este 0, la fel ca și în cadrul programului Satul European. Ne propunem în acest scop să alocăm o sumă de peste 100 de milioane de lei și ne propunem ca peste 220 de primării să fie declarate în urma acestui concurs câștigătoare și beneficiare a acestui nou program, intitulat generic Satul European Express. Tot astăzi, în ședința Consiliului Național de Dezvoltare Regională și Locală, am aprobat și cheltuielile operaționale necesare demarării activității Agenției de Dezvoltare Regională Chișinău. După cum cunoașteți, este o nouă agenție creată recent în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ne propunem ca odată cu aprobarea acestor cheltuieli operaționale să fie angajat personalul dedicat atragerii și implementării proiectelor investiționale pentru locuitorii municipiului Chișinău, dar și a suburbiilor acestuia. O altă măsură aprobată în cadrul ședinței Consiliului de astăzi vizează includerea în documentul unic de program aprobat prin hotărâre de guvern pentru anii 2022-2024 a unui nou proiect destinat serviciilor inovative al incubatorului de afaceri din Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în această regiune. Ne propunem ca, odată cu aplicarea și cu aprobarea acestui proiect, să atragem resurse investiționale în această zonă și acest punct să fie unul de dezvoltare sporită, astfel să înlăturăm disparitățile dintre regiunea de dezvoltare Cimișlia prezentă în raport cu alte regiuni de dezvoltare. Astea au fost deciziile aprobate în ședința Consiliului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Pe această cale vreau să îndemn toți primarii Republicii Moldova să consulte pagina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, dar și agențiilor de dezvoltare regională, unde vom publica atât ghidul de aplicare la concursul Satul European Express, cât și nemijlocit actele ce urmează a fi completate, începând cu nota de concept, începând cu fișa de evaluare a proiectului, cu cerere de finanțare și ulterior cu etapele de post-monitorizare. Repet, cu o deosebită atenție și cu deosebită plăcere, dăm start unui nou proiect de dezvoltare locală, Satul European Express, începând cu ziua de 2 mai. Vă mulțumesc și ne dorim împreună să aducem Europa acasă, să construim, să renovăm infrastructura socială și tehnico-edilitară în fiecare din localitățile Republicii Moldova. Vă mulțumesc!